Tu ne sais rien. Soruşturma aşamasında savcı tutuklamaya sevk ettikten sonra mahkeme serbest bıraktı. Aynı gün ya da bir gün sonrası başbakan televizyonlarda açıklama yaptı. Nasıl serbest kalırlar, tutuklanmaları gerekirdi diye. Okay. Facut a fost cerut pentru a fi, să fiu arestați cei doi, dar și a fost eliberați, dar imediat ziua respectivă aceasta de seară au făcut o declarație la emisiunea directă actualul președinte domnului Erdogan la unei televiziuni în directă și cum poate fi eliberați? Cum? Ce adică asta? Acest fel de declarație a făcut. Daha sonra savcı serbest bırakmaya itiraz etti ve bir üst mahkeme tutuklama kararı verdi. Bu beyanlara dayanarak. Apoi imediat zi următoare, procurorul a făcut o cerere pentru a fi arestat cei inculpați și de la un alt tribunal și a fost deja ieșit de acolo decizia pentru arestare lor. Biz bu tutuklamaya itiraz ettik. Noi am făcut recurs tot la dosar, la decizia aceasta, ultima decizie făcută deja pentru în favoarea arestărilor lor. Noi am făcut recursul. Bir başka mahkeme tekrar tutuklama kararını kaldırdı. Tot un alt tribunal a anulat decizia arestărilor lor cei doi inculpați. Și au lăsat eliberați. Au rămas eliberați. Bu tutuklamanın kaldırma kararı kesin olduğu için buna itiraz yapılamadı. Deja a fost decizia, ultima decizia pentru eliberarea lor era definitivă, nu poate fi atacată. Bu karardan bir hafta 10 gün sonra kararı veren hakimler başka mahkemelere sürgün edildi. Aproape peste 10 zile